Salutare, dragi prieteni, suntem în Slobozia Mare și am venit să-l felicităm pe domnul Vladimir cu ziua de naștere. Să-i urăm multă sănătate, fericire și o viață lungă. Felicitarea vine din partea feciorului, nororii și a nepoțelor. Părinte drag, luminează, luminează mândru soare, că e zi de sărbătoare. Înfloresc, înfloresc florile în prag pentru al meu părinte drag. Luminează, domnul Vladimir, la mulți ani! La mulți, mulți ani! Mulți ani trăiască, la mulți ani! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Bună seara, mulți stimați oaspeți! Eu sunt Cristina și suntem de la Surprinde-mă Frumos. Am venit de la Gaful să vă felicităm cu ziua de naștere. Și cineva drag a hotărât să vă surprindă într-un mod mai deosebit. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră dacă presupuneți cine ne-a invitat la dumneavoastră în ospeție. Am soră, am cognat, este cotare. Eu nu mă latește, mă. Am o puscră. O puscră mai am. Fără ajutor, fără ajutor. Oricum, eu sunt mulțumit cine ne-a făcut surpriza. Fii sănătoasă, sănătos, sănătoși. Să fim sănătoși cu toți. Domnul Vladimir, avem cadouri pentru dumneavoastră și pentru soția dumneavoastră și avem și un mesaj de felicitare unde o să aflăm cine a organizat așa surpriză. Permiteți-mi să vă dau cadourile. Mă ajut? Asta e dumneavoastră. Eu nu știu. Gata! M-a ajutat! Mulțumesc! Acum am aflat la asta. Eu credeți că de ce am luat treabă de lângă mine? Aflu tot de la dânsă. Ești un bun. Bunel, bravo, mulțumesc. Ești sincer cu bunelul. Așa să fii toată viața. Ești omul care m-a inspirat să visez și să muncesc din greu pentru a-mi îndeplini visele. Tatăl meu perfect, dragostea ta m-a făcut să cred cu adevărat în mine. Îți mulțumesc pentru sprijinul și toate sfaturile tale prețioase. La mulți ani, tată! Un zâmbet are puterea de a îndrepta totul și de a umple totul de lumină. Și mai avem încă un mesaj pentru dumneavoastră și vine din partea Tuscrei. Cuscru, îți doresc să ai parte de cât mai multe zâmbete în viață. Un sincer la mulți ani din partea Cuscrilor de la Moscova și din partea feciorului, a nororii și a nepoțelului. La mulți ani, domnul Vladimir! La mulți, mulți ani! Ai grijă, să fie așa tot restul vieții tău. Felicitare este pentru dumneavoastră. Deja o să fie anul bunelul, nu a voastră.
Domnul Vladimir, noi am venit doar cu mesajul de felicitare și cu darul pentru dumneavoastră și pentru soția dumneavoastră. Noi am venit cu un buchet de melodii pentru voi ca să vă înveseliți și să dansați. O facem și de asta? Da! O facem, vă mulțumim, vă cea mai mare plăcere! Cu drag, vă invităm pe toți la dansa! Eu mă rog, eu mă rog cu Dumnezeu să trăiască tatăl meu. Că a muncit, a muncit o viață întreagă, pe noi patria să ne vadă. Și doriți să le spuneți lor un sincer mulțumesc. Locuscra deosebe, îi mulțumesc Locuscra, că cred că ea a fost organizatorul din depărtări de acolo la Rusia. Lor, cum să le mulțumesc, Doamne? N-am cuvinte, picior, noră, că ea e și fică, și fix așa, și lui generașul, tot picior și invers. Nu, la mine nu există, sunt picior și contra mine toți. Mulțumim și aproape prietenilor, părinților care sunt lângă mine, vecinilor, care nu tot le mulțumesc de tot ce este, de tot ce am, de tot ce ne înconjoară, mulțumesc Domnului, mulțumesc de ce ne-a dat până astăzi. Cuvinte nu mai am. Atâta. Inima vrea să mai spună, dar voce nu mai am. Mulțumesc. Să ne-a spus, mulțumesc vouă că aveți puteri să faceți așa plăceri la oameni.
N-am ce să mai spun. Mulțumesc, mulțumesc din tot sufletul. Vă mulțumim frumos, să fiți sănătoși, să mai faceți surprize plăcute și la alții. Mulți ani, Coscra, e treaba noastră pe telefon. Valeria? Hai, organizatoare. Organizatoare? Organizatoare. Eu sunt foarte mulțumit din partea lui tata meu. Am exemplu mare în viață ca tată, ca frate, ca puternic. M-am învățat mult în viață și sper să nu... Are jumătate de viață, dar vreau încă, încă mai mult să trăiască, să mai învăț și să mai învăț la lucruri. Eu, nu știu, sunt mult parte din însă, încă mai am învățat, dar oricum îl iubesc, vă iubesc, pe toată lumea vă iubesc, dar vreau să, nu știu, nu vreau să termin viața în modul niciodată, asta, asta îmi doresc. Am învățat mult și vreau să mai învăț, asta își mai spui și mai repet, la mulți ani te iubim foarte viața, mult. Asta e viața, tată. Din partea noastră. La mulți ani, tată! Cornuțul lui Bunianu! Sănătos! Fii alături de noi și în continuare, să mai fost sănătos! Tata promite? Noi iubim! Domnul să-mi dea zi de sănătate! Mulți ani înainte! Mulțumesc mult! Să am putere, de putere și sănătate, să-mi judece mintea așa, încă... Eu să zic și eu ceva. Cât doriți. Vreau să vă spun că l-am văzut deosebit de emoționat, deosebit, cum ați venit, s-a pierdut cugetul, nu știa cum să reacționeze. N-am înțeles ce, se, ce se întâmplă, dar i s-a întâmplat cel mai frumos lucru, care poate să se întâmple unui om într-o așa o zi specială. Nu degeaba am citit mesaj Valeriei dimineață pe rețele, aia scris că tată, azi îți doresc să ai o zi specială, o zi deosebită, să-ți rămână în amintire, cu multe, multe bucurii, cu multe, multe împliniri, realizări, și așa să rămână, așa să fie, pentru că specială ți-au făcut-o copiii tăi, familia ta, care dimineață până în seară, Nina nu s-a așezat încă, e foarte obosită, copiii care s-au stăruit să-ți aducă cele mai frumoase emoții pe care le-ai trăit. Așa să vă văd mereu, mulți, mulți ani înainte, emoții cele mai mari îmi transmit nepoții, nepotul și nepoțica, nepoțiile amândouă, să vă trăiască și să aveți o familie frumoasă, deosebită și plină numai de bucurii, tot parcursul vieții. Mulțumesc mult! Că m-ai crescut cu răbdare să ajung om în lumea mare. Tată, azi e ziua ta, mă închin în fața ta. Că m-ai crescut cu răbdare să ajung om în lumea mare. Ziua ta e mai frumoasă când îți vin copiii acasă.